al iudeilor. I-am văzut steaua și am venit să ne închinăm lui. Adânc tulburat de vestea că s-a născut un fiu de împărat, regele Irod a chemat la curte toți mari preoți și toți creturile ai țării și a întrebat: unde trebuia să se nască Iisus Hristos? În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci așa a profețit prorocul: și tu, Betleem, din pământul lui Iuda, nu ești cu nimic mai prejos decât alte cetăți de frunte ale Iudeei, căci de tine se va ridica un domnitor care va păstori poporul meu. Atunci Irod a chemat în taină pe sfeniții și ofițerii săi, cerându-le să-i aducă la el pe cei trei magi. Ofițeri! Poruncă prea înalte, împărate! Ce veste de rău ori de bine poți să afli de la tine? Prin străzii și caraul sau prin săi oameni străini. Cine spun că sunt? De unde vin și unde călătoresc? Călători pe cai, sunt filozof și crai, vin din părțile răsăritului și merg în țara Nazaretului, să se închine lui Hristos, lui Iisus pruncul frumos, care e numit Mesia și are maică pe Maria. Să-mi aduci pe câte trei, să pot vorbi acum cu ei. Am ce sunat, împărate, prunca cea cum i-ai dat. Cinstea mea este prea mare să ne înfățișăm împărăției tale. Fără anul că mă crești! Măreț echipul crești! Pe la noi ce căutați, țara de nu tulburați? Ție, Doamne preavestite, multe zile fericite, privind ale noastre veșnite, ți-ai putea aduce aminte. Că avem oaste împărătească, răutate să stârnească, dar în loc de oaste mare și de mare tulburare, noi avem doar daruri multe pentru pruncul sfânt din munte. Prin Ierusalim umblați! Ce? Pe cine căutați? Suntem trei magi călători, crai ca frați iubitori. Voi, coline neumblate și păduri nedescundate, pretutindem noi călcăm și de prunc tot întrebăm. Unde s-a născut curând un crai mare, bun și sfânt? Steaua lui s-a arătat și pe noi ne-a luminat. Și-am umblat și-am tot umblat țara toată în lung și în lat, până când ostași de-ai tăi, foarte zgomotoși și răi, cu puterea ne-au supus și înainte ne-au adus. Voi, rog-vă să mă iertați, v-aș mulțumi ca unor frați, dacă aș vrea să ne arătați care de unde veniți și exact cum vă numiți. Eu sunt fratele Melchior, mult iubit de-al meu popor, și din proroce mă aflând că se va naște în curând un copil frumos și plân, mântuitor pe pământ. Am plecat ca să-l găsesc, să mă închin și să-l slujesc. Dacă vrei neapărat, te-ai închina imediat cu acest fal usucitor și la soare sclipitor, ce are să te înfioare și capul să ți-l dugoare. Hei, tu ce te uiți mereu? Ciudat la palosul meu, ți-e rândul să vorbești, spune, ce crai mare ești? Eu țin frâile crăiei, în părțile arăpiei, Doamne, Gaspar mă numesc și acum vă vorbesc și aș vrea să aflu negreșit pe cine oare am întâlnit. Roi barbar fără de minte, mă ispitiți prin cuvinte. Roi barbar fără de minte, mă ispitiți prin cuvinte. De pedeapsă n-aveți seamă, de nu mă luați în seamă. Astronome, Baltazare, varsă din cer, foc și pară, cu catran și cu pucioasă, pe acest tiran să-l arză, de nu vrem Hristos să-l crează. Răi barbar fără de minte, mă ispitiți prin cuvinte, de pedeapsă n-aveți seamă, de nu mă luați în seamă, știți că eu pot da porunci ca să fiți supuși la munci? O, Iroade preavestite, nu ne pune la ispite, nu ne vorbi de porunci, nu ne supune la munci, căci de faci așa ugia, îți va șterge împărăția. Ofițer! Poruncă prea înalte, împărat! Ia-i de aici pe acești trei magi și îndemn să se-i baci, tu la muncă să-mi ții până ce-l ferit de vin. Am ce sunat, împărate, porunca ți-a cum i-ai dat. O, tu,
Cerescule, părinte, grăitor fără de cuvinte, cum de ai așa răbdare când te pune la încercare acest om fără de căință, plin de atâta necuvință, catra smoală și fucioasă, să arunci peste a lui casă, palatul ca să-i-l arză, în Hristos de n-o să crează. Fraților, să fie iertat pentru tot ce am cutezat, căci pentru cugete curate, acum am să fac dreptate. Foarte bine, împărate, fă la toți acum dreptate. Ofițer! Poruncă prea-nalte, împărate! Pleacă iute acum îndată, după copilul nevinovat, de 6 ani și mai în jos, prin ea să-l afu pe Hristos. Am înțeles, înalte, împărate, porunca ce acum mi-ai dat. O, tu copil nevinovat, să-mi spui acum, imediat, să-mi spui curat, fără niciun, altfel, te arunc la câini, să-mi spui pe loc și cu folos, cine-i Mesia, zis Hristos. E pruncul larg, e pruncul sfânt, ce-aduce pace pe pământ, 33 de ani el va trăi și lumea o va mântui. Ioan Botezătorul îl va boteza și lumea de păcate va scăpa. Voitor de bine va avea? Va avea! Pe cine? Pe mine și pe cei ca mine, care îl iubim și azi și mâine, care dorim să-i fie bine și grijile să-i stea lui. Voitor de rău va avea? Va avea! Pe cine? Păi mai întâi pe tine, apoi pe Saduchei, pe Cărturan și Farisei. Aha! Deci eu sunt unul dintre ei! Și va fi el mult stătător pe cruce ca un muritor? A treia zi va via, la cerul ei se va urca, la dreapta Tatălui va sta și vii și morții va judeca, iar marea părăția sa un văz și nu va avea. Ba va avea! Nu va avea! Ba va avea! O, eroate împărate, te-ai umplut de răutate, bine tu nu vei sfârși, nimeni nu te va iubi.